Deși există mai multe reglementări naționale și internaționale care au menirea de a proteja tezaurul național, totuși astăzi se întâlnesc numeroase cazuri de atentare asupra patrimoniului național. A parvenit o inițiativă și anume de a modifica, de a veni cu niște adăugiri în legislația penală, anume în codul penal, pentru a prevedea niște sancțiuni și anume ce se referă la atentatele criminale, adică la criminalitatea ce atentează la bunurile culturale. Problema protejării moștenirii culturale ale unei națiuni trebuie să devină una cât mai actuală. Asta în condițiile în care de la o zi la alta în țară sunt distruse tot mai multe monumente culturale și nu restabilite. Monumentele istorice care se distrug, se deteriorează. Este vorba de patrimoniu arheologic, este vorba de monumentele de for public, așa, deci este vorba în continuare de patrimoniu mobil. Ministerul Afacerilor Interne încurajează inițiativa de tragere la răspunderea persoanelor care în mod conștient distrug monumentele culturale. La început să aduc salutul domnului ministru, care într-adevăr a vrut să fie aici alături de voi, reieșind din agenda încărcată, nu i s-a reușit acest lucru. Vreau să-i mulțumesc domnului comandant pentru că am fost invitați la această masă rotundă, la această discuție. Inițiativa legislativă de modificare a legislației penale și a celei contravenționale urmează să fie înaintată Parlamentului spre examinare.